Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat că studenții care nu s-au vaccinat ar putea să fie obligați să poarte combinezon atunci când merg fizic la cursuri practice sau ore de laborator din toamnă, în timp ce unii dintre cetățeni spun că aceștia nu sunt copii și pot suporta astfel de costume, alții ne spun că ar arăta ca niște cosmonauți. Suntem în plină campanie de vaccinare, iar o mare parte din severineni nu s-au vaccinat încă. Printre aceste persoane sunt și mulți studenți. Se iau în calcul combinizoanele la cursuri pentru studenții nevaccinați, dar și o prioritizare în cămine pentru cei vaccinați. Eu nu văd acest lucru ca ceva venit dintr-o analiză serioasă și temeinică, datorită faptului că nu se poate face discriminare între cei vaccinați și cei nevaccinați. Constituția României garantează faptul că nu trebuie să existe discriminare între persoane, indiferent de ce natură, așa că eu consider că acest aspect ar fi o discriminare. Ne mai vorbim de cheltuielile care s-ar impune. Cum să vină omul în acel echipament de cosmonaut ca să stea să învețe pe băncile facultății? Este o idee care, zic eu, a fost spusă într-un anumit context, dar nu are nicio relevanță din punct de vedere legislativ. Aceeași părere o au cei mai mulți dintre cetățeni, spunând că studenții nu pot merge în astfel de costume la cursuri. Nu văd pentru ce să introducă combinizoane pentru studenții nevaccinați. Cu ce ajută? Nu mi se pare un lucru Credeți bun. Credeți că este un fel de discriminare? Da. Este un fel de discriminare și nu văd. Nu văd de ce așa niște investiții aiurea. Mai bine s-ar gândi la alte modalități. Nu e în regulă. Păi, pentru că nu văd scopul. Deci așa sunt tineri, au imunitate. Nu văd de celul ăla avea cu minuziunul la apel. Nu știu, sunt niște aberații. Credeți că ar arăta acei studenți în combinezoane la cursuri? Da, că astronauții, știu, că zâmbii, nu știu. În același timp, sunt cetățeni care consideră că studenții au vârsta necesară ca să suporte o astfel de măsură la cursuri. Cred că ar fi corect, evitând aglomerațiile. Pandemia asta creează tot și fel de probleme. Cred că nu ar fi incomod pentru studenți. Pentru copilași, de acord, dar pentru studenți merge. În plus, ministrul educației spune că ar putea exista o prioritizare a studenților vaccinați în ceea ce privește locurile în cămin.